Bună ziua, bun găsit tuturor. Este vorba despre un anunț ce a venit din partea administrației prezidențiale. Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu președintele Ucrainei Zelensky. Discutăm despre o convorbire extrem de importantă, ținând cont de contextul de securitate actual, întrucât șeful statului și-a arătat încă o dată sprijinul pentru Ucraina și în același timp Klaus Iohannis a condamnat din nou recentele atacuri intensificate ale Rusiei asupra Ucrainei, în special asupra infrastructurii civile. Totodată s-a discutat despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, dar și despre parcursul euroatlantic al acestei țări.